Dragi elevi, sunt Ion Condrea și vă salut cu drag. Lecția de limba și literatura română de astăzi continuă atelierul de lectură și discuție cu genericul Catastrofa apriorică a destinelor umane prinse în vâltoarea sincopelor istorice, în cadrul căruia căutăm răspuns la întrebarea câtă literatură este în viață și câtă viață este în literatură. Literatura și viața comunică direct și deplin. Viața intră în carte, cartea intră în viață și împreună, deopotrivă, formează omul. Pentru a vedea ce au în comun aceste două noțiuni, vom încerca să le explicăm. Viața este o sinteză a proceselor biologice, fizice, chimice, mecanice, care caracterizează organismele. Însuși faptul de a fi viu poartă numele viață, starea a ceea ce este viu. Viața mai este un mod, un fel, ansamblu de condiții materiale și morale, ori mediu în care se desfășoară existența unei ființe sau a unei colectivități. Totalitatea actelor săvârșite de cineva în timpul existenței sale. Cu alte cuvinte, trai. Sau timpul cuprins între nașterea și moartea cuiva, șirul evenimentelor întâmplate în acest timp. Mai poate fi și o povestire a faptelor și a întâmplărilor din timpul cât a trăit cineva. Biografia, de exemplu, îți povestești viața. Literatura este artă sau creație artistică al cărei mijloc de exprimare este limba, altfel zis beletristică. Totalitatea operelor beletristice ale unei epoci, ale unei țări, ale unui grup social, de asemenea, poartă numele literatură. Literatura este și totalitatea operelor scrise care se referă la un anumit domeniu al cunoașterii. Totalitatea lucrărilor cu privire la o anumită problemă, la un anumit subiect, bibliografie. Literatura din toate timpurile plasează în centrul operelor sale omul, încercând să prezinte multilateral personalitatea lui, să povestească despre viața lui, cu bucuriile și tristețile, sentimentele, gândurile, visele și idealurile sale. Altfel zis, literatura este scrisă de om, despre om și pentru om. Vom încerca să continuăm discuția noastră începută în atelierul precedent prin romanul Baltagul de Mihai Sadoveanu. Cu siguranță vă mai aduceți aminte subiectul acestui roman. De aceea doar îl vom prezenta pentru ca dumneavoastră să intrați mai ușor în temă. Despre romanul Baltagul, George Călinescu zicea că este una dintre cele mai bune scrieri ale lui Sadoveanu. O mai numea o mioriță în dimensiuni mari. Privit ca o continuare a mioriței, romanul Baltagul aduce ideea că legea morală nu cere acceptarea senină a morții obligate, ci pedepsirea crimei, iar datina nu împăcarea mai mult sau mai puțin resemnată cu soartă, ci împlinirea datoriei rituale față de cel dispărut. Vom menționa motivele de bază, motivele practic care susțin tema centrală a romanului, motivul drumului inițiatic pe care îl parcurge Gheorghiță, motivul mioritic, cel care de fapt denotă și izvorul romanului, motivul răzbunării, motiv nemioritic în cazul de față, dar care este o continuare firească a acestora, și motivul continuității. Dintre personajele romanului, trebuie să le menționăm pe cele mai importante sau pe cele care ar developa plenar subiectul atelierului nostru, și anume catastrofa apriorică a personajelor prinse în sincopele istorice sau acționale. Personajul central este Vitoria Lipan, munteancă de la Măgura Tarcăului, despre care Gheorghiță zice: mama asta trebuie să fie fermecătoare, cunoaște gândul omului. Alt personaj care parcurge drumul inițiatic este Gheorghiță. Era numele care plăcuse Vitoriei, nume luat de la tatăl său, numele cel adevărat și tainic al lui Nichifor, rostit pentru el de preot și de naș.
Celelalte două personaje sunt Bogza și Cuțui, munteni din satul Doimeri, ucigașii lui Nichifor Lipan. Sper că vă amintiți subiectul romanului. Vitoria Lipan se pornește în căutarea soțului împreună cu Gheorghiță, feciorul, care va parcurge calea de la copilărie la maturitate și care va trebui să ia decizii importante pentru tot restul vieții. Să lecturăm fragmentul în care Gheorghiță este în momentul în care trebuie să ia aceste decizii. Flăcăul avea de mai înainte hotărât cum să facă. Se încurcă însă în lanțug în cotlonul șurii. Prin lucirea amurgului, Bogza îl văzu și se prăvăli pe coasta asupra lui. Atunci câinele dădu un urlet fioros, izbindu-se înainte, chelălăi subgrumat, izbindu-se a doua oară, rupse lanțugul. Bogza locoli, cercând să apuce dintr-un salt brațul feciorului cu baltau. Împuns de alt țipăt al femeii, feciorul mortului simți în el crescând o putere mai mare și mai dreaptă decât a ucigașului. Primi pe Bogza în umăr, îl dădu de râd, apoi îl lovi scurt cu muchia baltagului în frunte. Calistrat, Bogza șovăi. Câinele se năpusti la beregată, mestecând mormăiri sălbatice cu sânge. Oamenii fură îndată asupra lor. Subprefectul porunci cuiva răcnind să cheme pe loc jandarmii de la masa cea mică din căsuța din fundul ogrăzii. Veniră și jandarmii în fugă. Ilie Cuțui se supuse numai decât. Celelalte două femei boceau blestemând răutatea acelei muieri străine. Oamenii despărțiră pe câine, bătându-l cu despicături de lemn. Vă dați seama, este momentul în care se produce răzbunarea. Gheorghiță ridică baltagul asupra ucigașului tatălui său. Cum poate fi calificată fapta lui Gheorghiță? Există altă cale de soluționare a problemei. E bine să se intre în viață purtând pe umeri povara unui act justițiar? Acestea ar fi primele trei întrebări care vin în minte îndată după lecturarea acestui fragment. În contextul contemporanietății, ce schimbări conceptuale s-ar fi putut produce în desfășurarea acțiunii? Ce n-ar accepta societatea contemporană în comportamentul lui Gheorghiță? Dar dumneavoastră, ce n-ați accepta? Observați câte întrebări au venit ca să susțină virtuala noastră discuție. Cu siguranță că aveți răspunsuri extraordinar de interesante pe care chiar îmi pare rău că n-am să le aud. Ați putea să vă imaginați să descrieți starea personajului vizat? S-a schimbat atitudinea dumneavoastră față de Gheorghiță după acest act? E o provocare a destinului această faptă a lui Gheorghiță. Dar poate fi numită ea catastrofă? Sau e un examen susținut în fața tradițiilor, datinilor? Ne convingem de faptul acesta citind fragmentul final. Pentru că aici Gheorghiță se prezintă ca un continuator al datinilor și tradițiilor ancestrale, altfel spus, a legii pământului. Vino încoace, Gheorghiță, vorbi ea trezintă din nou de griji multe. Vezi de țesălă caii după moda nouă care am aflat-o aici și întărește cu orz, căci drumurile încă nu ni s-au sfârșit. Facem cu domnul Toma toate socotelele și plătim cinstit, mulțumindu-i frumos. Plătim preoților, oamenilor care s-au ostenit și tuturor. Pe urmă, stăm și ne hodinim trei zile, după care facem parastasul întâi tatălui tău. Îndată ne încălărăm și ne ducem la apa prutului la Ștefănești, ca să cunoaștem turma de la Rarău. Socot că, mergând cu spor, pe vreme bună, ne putem întoarce iar aici, în Sabasa, ca să facem parastasul de 9 zile. Apoi ne ducem dincolo, la Jijia, ca să vorbim cu baciul Alexa, să ne alcătuim cu el pentru întoarcerea oilor către munți, unde avem tocmită pășunea de vară. La 40 de zile vom fi iar aici și îl vom ruga pe domnul Toma și pe părintele să ne ajute a împlini datorie de 40 de zile.
atunci îmi faci praznic mai bun, cu carne de miel de la turma cea nouă. O mă aduce atunci de la mănăstirea păraticului și pe sora ta, Pinodora, ca să cunoască mormântul. Și apoi, după aceea, ne-am întoarce iar la Mângura, ca să luăm de coadă toate câte am lăsat. Observați, dragile, că motivul continuității este atât de firesc, cineva naște, cineva moare, iar viața continuă. În calitate de concluzie, am păstrat acest moment al lui Sisif pentru ca să ne amintească că viața este o luptă, dar am specificat și unele momente deosebite. Uneori, circumstanțele geografice, temporale, ancestrale, determină acțiunile omului, acțiunile personajului, și le scot de sub incidența aprecierii categorice. Nu mai putem spune a procedat bine sau a procedat rău. Lucrarea realistă reflectă evenimentele fără a le idealiza, iar acestea nu se subordonează logicii pure. Cea mai bună lecție oferită de Gheorghiță este cea a omului care își poartă cu demnitate numele. Or, vorba poetului, nu-s numai eu în numele cel port. Dragi elevi, pentru reflecție v-am obișnuit cu câte o sarcină interesantă, bănuiesc că și aceasta poate să vă placă. Vă rog să modificați finalul romanului Baltagul pentru ca el să corespundă conceptelor dumneavoastră despre lume. Iar eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc lecturi plăcute și utile.